capacitatea noastră este de 1700, nu? 1786, condițiile în care avem deja o parte din aceste locuri, vreo 200 deja ocupate, nu putem să ne angajăm la mai mult decât putem face. Cel mai rău lucru este să te angajezi la ceva ce nu poți face. Mai bine să spui adevărul și să spui foarte clar ce poate să facă România și nu cote obligatorii, ci cote în funcție de posibilitățile fiecarei țări. Și asta e poziția României și asta va susține și în cadrul JAI și cu siguranță și președintele în cadrul Consiliului European. Valul în creștere de imigranți care bat la porțile Europei schimbă de la o zi la alta datele cu privire la numărul de persoane pe care fiecare stat membru ar trebui să-l primească. Ultimele date vorbesc de 160.000 de refugiați care vor fi repartizați în perioada următoare. Un sfert dintre aceștia, adică peste 40.000 de oameni, vor fi adoptați de Germania. Pe locul al doilea se află Franța cu 30.000 de refugiați, urmată fiind de Spania cu aproape 20.000. În jur de 10.000 de persoane vor ajunge în Polonia și Olanda, iar România, clasată a 6, ar trebui, potrivit forului, să găzduiască 6.351 de imigranți, deși capacitățile noastre sunt mult mai mici.